obiectivele din domeniul alimentar trebuie să fie menținute curate și în stare bună de funcționare și întreținere. Proiectarea, construcția, localizarea și marina obiectivelor trebuie să permită întreținerea, igienizarea și dezinfecția adecvată pentru a evita și reduce la maximum probabilitatea contaminării pe calea aerului și să se asigure spațiile adecvate de lucru pentru igienizare. Să protejeze împotriva acumulării de murdărie, a contactului cu materiale toxice, a căderii de particule în alimente și a formării de condens sau mucegaiuri pe suprafețe. Să permită aplicarea bunelor practici de igienă pentru alimente, inclusiv protecția împotriva contaminării și, în principal, controlul dăunătorilor. Să ofere, după caz, condiții adecvate de manipulare și depozitare a alimentelor la o temperatură controlată, să fie de capacitate suficientă pentru menținerea produselor alimentare la temperaturi corespunzătoare și să fie proiectate pentru a permite ca aceste temperaturi să fie monitorizate și înregistrate. Unitățile pentru spălarea alimentelor trebuie să fie separate de cele pentru spălarea mâinilor. Agenții de curățare și substanții dezinfectante nu trebuie să fie depozitate în zonele unde se manipulează alimente. În încăperile în care sunt preparate, tratate sau procesate alimentele, trebuie să se permită aplicarea bunelor practici de igienă a alimentelor, incluzând protecția împotriva contaminării între și în timpul operațiunilor. Trebuie să se asigure facilități adecvate pentru curățarea, dezinfecția și depozitarea ustensilelor și echipamentelor de lucru. Aceste ustensile trebuie să fie construite din materiale rezistente la coroziune, să fie ușor de curățat și aprovizionate în mod adecvat cu apă fierbinte și rece. Trebuie să se elaboreze instrucțiuni pentru spălarea alimentelor. Fiecare cuvă sau orice altfel de facilitate destinate spălării alimentelor trebuie să aibă o sursă adecvată de apă fierbinte și apă potabilă rece, să fie menținute curate și dezinfectate ori de câte ori este nevoie. De asemenea, pentru igiena personalului trebuie să se aibă în vedere facilități pentru spălarea și uscare igienică a mâinilor, spații sanitare igienice și vestiare. Anexele social-sanitare cuprind camere vestiar, cabine cu dușuri, lucruri sanitare și chiuvete pentru personal separat față de client. Lucrurile sanitare pentru personal și cele pentru consumator, în orice fel de unitate de alimentație publică, vor fi în permanență menținute în stare de funcționare și vor fi dotate cu hârtie igienică, săpun și șervețele de hârtie la chiuvetă. Trebuie să fie disponibil un număr adecvat de toalete conectate la un sistem eficient de canalizare. Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spațiile în care sunt manipulate alimentele. În punct de vedere al evaluării stării de sănătate a personalului care lucrează în unitățile de alimentație publică, este reglementat prin ordinul Ministerului Sănătății 355 din 2007 cu completările ulterioare. La angajare se va face un examen clinic general al mucoaselor și tegumentelor, inclusiv al cavității bucale. De asemenea, la angajare se va face examen coprobacteriologic și coproparazitologic. Examenul medical periodic se va face semestrial și va cuprinde examen clinic general, de asemenea cu atenție deosebită pentru tegumente și mucoase. Examenul coprobacteriologic va fi în trimestrul 2 și 3 și examenul coproparazitologic anual. Contraindicații pentru lucrătorii în domeniul alimentar sunt afecțiunile dermatologice transmisibile, acute sau cronice, cum ar fi furunculozele, piodermitele, bolile infectocontagioase în evoluție, leziunile tuberculoase pulmonare evolutive. Contraindicații relative sunt afecțiunile dermatologice transmisibile acute, lucrătorii cu astfel de boli sunt eliminați temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii și, de asemenea, bolile infectocontagioase până la vindecare. Examenul coprobacteriologic urmărește depistarea stării de purtător pentru Shigella, Salmonella și Vibrio cholerae. Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific și vor relua activitatea numai după efectuarea a 3 coprofurături succesive, care se dovedesc negative. Prima din aceste coprofurături se va face la 24 de ore de la finalizarea tratamentului, iar următoarele două până la 72 de ore. În cazul în care, după două serii de tratament, persoana continuă să fie purtătoare de Salmonella sau Shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri fără risc de epidemie. De asemenea, lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute. În sectorul alimentar, șefii de unități trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor semne, simptome sau afecțiuni.
febră, diaree, vărsături, icter, amigdalită, furuncule, panariții, plăgi ale mâinilor, infecții ale pielii sau alte supurații. Și vor fi trimiși la medic până la, la medicul care are în evidență, înainte de apariția stării efective de boală. Definirea lucrătorului la locul de muncă se face de către șefii de unități în baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicină a muncii. De asemenea, în cadrul controlului în condițiilor igienico-sanitare, se vor verifica fișele de aptitudine ale lucrătorilor care vor avea, care vor fi emise semestrial și vor avea mențiunea apt lucru în sector alimentar, acesta înlocuind vechile carnete de sănătate. De asemenea, există prevederi pentru efectuarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, care se va face odată la 3 ani. În cazul nerespectării acestor prevederi, principalul risc este cel de toxinfecție alimentară. Sursa de toxinfecție alimentară este constituită de animale și oameni, purtători ai microbilor respectiv sau bolnavi. Animalele incriminate mai frecvent sunt păsările, prin carne și ouăle, în special cele de rață, porcii, rozătoarele, șoarecii, șobolanii, bovinele, ovinele, mai rar, câinele, pisica sau alte animale. Sursa umană este reprezentată de omul bolnav, dar și purtătorii sănătoși de germeni, care reprezintă o sursă importantă de boală. Eliminarea germenilor de către purtători sau de către bolnavi se face prin materii fecale, urină, vărsături, secreții nazofaringiene, puroi sau alte leziuni care pot elimina diverse bacterii. Calea de transmitere este, în cazul toxinfecțiilor, este alimentul contaminat, care poate fi contaminat direct, ca atare, laptele sau carnea care provine de la animalul bolnav, oul de rață, sau pot fi contaminate ulterior, prin contactul cu dejecții de animale bolnave sau purtătoare de germe, prin utilaje, prin ambalaje contaminate, prin insecte rozătoare sau prin intermediul personalului care lucrează, care poate fi bolnav sau purtător și care manipulează alimentele fără respectarea condițiilor de igienă. Alimentele contaminate produc îmbolnăviri când conțin un număr mare de germeni sau cantități de toxină capabile să declanșeze boala. Astfel de îmbolnăviri se pot produce când alimentul contaminat este un mediu favorabil dezvoltării germenului respectiv, când temperatura la care este păstrat alimentul permite o creștere și o cultivare respectivă a germenului sau elaborarea de toxină, timpul de păstrare a alimentului în aceste condiții favorabile este suficient de mare pentru dezvoltarea numărului de germeni și a cantității de toxină care se producă îmbolnăvirea, în condițiile în care anaerobioza pentru bacteriile anaerobe, alimentele conservate, de exemplu, este îndeplinită, când prelucrarea termică este insuficientă pentru distrugerea microorganismelor. Ancheta epidemiologică este obligatorie în toate cazurile de apariție a toxinfecțiilor alimentare, atât în familie cât și în colectivități. Această anchetă oferă indicații asupra cauzei care a declanșat îmbolnăvirea și dă posibilitatea de a lua măsuri imediate pentru limitarea cazurilor și tratament adecvat înainte, chiar tratamentul aplicându-se chiar înainte de rezultatele de laborator. Pe lângă măsurile de igienă generală, este necesar să se aplice măsuri speciale referitoare la alimente și personal din sectorul alimentar. Pentru evitarea apariției cazurilor de toxinfecție alimentară, se va avea în vedere că alimentele să nu provină de la animale bolnave. De asemenea, manipularea, modul de păstrare și de conservare, transport și desfacere a alimentelor trebuie să fie făcut astfel încât să excludă posibilitatea de a contamina cu germeni care pot provoca astfel de toxinfecții alimentare. Foarte important este ca transportul alimentelor să facă cu mijloace de transport autorizate sanitar și care vor îndeplini condițiile legale și, de asemenea, personalul de transport care manipulează marfa să respecte toate condițiile sanitare impuse de registrație.